Anii de glorie ai Policlinicii CFR au rămas doar o amintire. Mii de pacienți angajați în domenii precum transporturile navale, aeriene sau feroviare își efectuau examenele anuale la instituția sanitară, însă lucrurile s-au schimbat radical. Odată cu apariția spitalelor private, numărul pacienților s-a redus la aproape 1000 anual, ceea ce înseamnă mai puțin bani, mai puține cadre medicale și condiții dificile de muncă. De la un număr de asistați, vă dau un exemplu, județul Constanța, să zicem, aveam un număr de 15.000 de asistați, lăsând deoparte restructurările și, mă rog, ce alte forme au avut loc, am ajuns în momentul de față să avem ca număr de asistați pentru efectuarea acestor vizite medicale 1.000. Păi sigur că eu nu pot să acopăr cheltuielile atât cu personalul, cât și cu utilitățile. Din cauza acumulării datoriilor, spitalul duce lipsă de medicație, iar activitatea medicilor este condiționată de utilități. Energia termică a fost întreruptă, iar aparatele abia pot funcționa din cauza frigului. Pacienții tremură la consult, iar medicii stau îmbrăcați cât mai gros pentru a nu se îmbolnăvi la locul de muncă. Fruntea dreaptă și priviți cu ochiul stâng. La data viitoare, nu vom avea temperatură suficientă. Deci exclus să merg pe acest aparat, nu pot să măsor tensiunea oculară și asta era cel mai important lucru la pacienta de față. Din cauza lipsurilor majore, cadrele medicale sunt puse în situații stânjenitoare, neputând să efectueze toate verificările necesare. În momentul în care îți vine pacientul cu glaucom și spui nu pot să măsor pentru că nu merge aparatul, e o situație delicată și neplăcută de ambele părți. Apoi, dacă stau să mă gândesc bine, aparatele astea trebuie verificate, nu? Și lunar. Niciodată nu au fost bani. Nu se pot verifica măcar la 6 luni, pentru că nu sunt bani. În ciuda lipsurilor și a condițiilor dificile de muncă, medicii sunt foarte bine pregătiți și încearcă din răsputeri să ajute toți pacienții. Sunt medici specialiști, medici primari, medici cu responsabilitate vis-a-vis de ceea ce vis-a-vis de examinare. Ei sunt acreditați atât intern cât și internațional de anume comisii de siguranță. Odată la 5 ani se face reactualizarea acestor medici. Având în vedere situația existentă, cadrele medicale și pacienții cu greu mai speră la rezolvarea situației, însă o suplimentare a fondurilor ar putea repune policlinica pe un făgaș normal.